Insider Politic. Bună dimineața, sunt Sebastian Zacman și vă invit la Insider Politic. Deposedat și de rangul ministerial și de ranga politică, liderul USR Cătălin Drulă înfruntă din vorbe balaurul cu trei capete, PNL, PSD, UDMR. Anul trecut, citind în zațul puterii, Cătălin Drulă i-a prezis viitorul lui Florin Câțu, zombi politic. Dar blestemul pare că a devenit bumerang. Anul acesta, sondajele de opinie creditează USR mai degrabă cu rolul de mumie electorală, condamnată la ani grei de opoziție. Care e viitorul USR, mai ales că în partid domnește din totdeauna dihonia? Așadar, specialistul în autostrăzi Cătălin Drulă poate construi și punți de legătură între orgoliile din partid, sau vechiul USR și vechiul Plus vor porni pe drumuri expres separate? Ne răspunde Cătălin Drulă. Începem. Domnule Drulă, bine ați venit la Insider Politic. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și ce prezentare lirică ați făcut așa. O să vedem acolo unde e mit și unde e realitate, sper. Da, să rezolvăm și momente. Mitul și realitatea. În primul rând, mai există vreo șansă să nu candidați la șefia USR? N-am luat încă această decizie formal. E formal. O regulă la noi, în momentul în care e o șansă foarte bună să candidez. Când o să iau decizia, o să o anunț. În procente, cât pentru... ați estima această șansă? Nu vreau să merg acolo. O să deschidem competiția la noi în mod sigur. Nu. Care competiție, domnule Drulă? Că nu există competiție. A, nu, asta vă garantez. M-ați făcut prezicător politic. Prezic că vom avea o competiție sănătoasă, pentru că acesta este partidul pe care îl cunosc cu SR. E un partid instituție deja, nu e un partid de om, de lider. Evident, liderul unei forțe politice contează în traiectoria acei forțe politice, dar USR există și dincolo de Dan Barna și de Dacian Cioloș și de Cătălin Drulă, și e o instituție care rămâne aici, numai un fenomen. A fost în 2016 un fenomen, acum este instituția liberalismului în politica din România. De ce vă întreb care competiție? Pentru că dumneavoastră păreți favorit să câștigați anfanfar șefia partidului. Ați fost vicepreședintele cu cel mai mare număr de voturi primit la congresul precedent. Pare că tabăra cealaltă, care se opune Tim Barna, nu are un candidat proeminent care să vă pună probleme. Deci, din punctul meu de vedere, sunteți deja președintele USR. Eu mă înțeleg bine cu toți colegii mei din partid, lucrăm împreună la Camera Deputaților, unde sunt și eu deputat, cu senatorii, cu europarlamentarii, cu primarii. Nu suntem pe team și pe, cum să spun, într-o schismă. Suntem o echipă formată, sudată, încă în curs de sudare, pentru că am trecut printr-o fuziune. Și, repet, în ceea ce privește caracterul democratic al USR, unde ai dreptul să fii în dezacord cu celălalt, să-ți exprimi, critica e o formă și de progres. Adică dacă într-un loc în care este liniște, niște mormântală și toată lumea execută, bate din călcâie și execută ordinul, nu mai e partid, e unitate militară. Și asta deja o vedem în cele două partide mari ale sistemului cu epoleți, care acum se reunesc în sfârșit în marele partid de sistem, care vrea ca România să rămână așa cum e, nu vrea ca România să se modernizeze. Da, dar când orice decizie este blocată cu o majoritate, cu celebra majoritate de 14 la 11, asta nu mai e democrație. Să știți că aproape toate deciziile noastre de când am preluat această președinție a USR sunt, cele mai multe sunt în unanimitate. Mai există unele decizii în care doi sau trei din colegi au altă opinie, se abțin, dezbatem, e o atmosferă foarte plăcută și în Biroul Național și în grupurile parlamentare. Nu, e normal lucrul ăsta. Nu, asta e un mit cu un fel de ciocand ăsta. Nu e chiar un mit, pentru că dacă nu ar fi fost realitatea, Dacian Cioloș n-ar fi demisionat din fruntea partidului, nu-i așa? Eu nu știu de ce a demisionat. A explicat dumnealui la momentul respectiv dacă tocmai s-a înțeles... Tocmai asta a spus, că de fiecare dată exista această majoritate de blocaj din care făceați parte și dumneavoastră, de 14 la 11. E un moment care a trecut, deja suntem în altă etapă de evoluție politică. În ce relație ați rămas cu Dacian Cioloș? Suntem colegi în partid, lucrăm bine cu europarlamentarii noștri, dumnealui e specializat pe agricultură, sunt convins că o să aibă și în continuare un rol, așa cum și-l va dori, în evoluția politicii din România și își va găsi un loc acolo. Un loc acolo înseamnă să rupă Plus din USR, așa cum s-a scris săptămâna aceasta. Colegii de la G4 Media au dat această informație, cum că Dacian Cioloș pregătește ruperea USR. Păi, astea sunt niște zvonuri. Chiar am văzut că a fost întrebat domnul Cioloș și le-a infirmat. Deci, mai departe, dacă chiar dumneavoastră le-a infirmat... Deci nu vă așteptați să se rupă USR?
Nu, nu mă aștept, pentru că USR în momentul de față este opțiunea și alternativa liberală a României. Avem, s-a simplificat foarte mult scena politică din România. Avem partidele vechi sistem, eu îi spun coaliția militaro-socialistă, pentru că sistemul cu epoleți are puterea în acest guvern. Dar de ce spuneți sistemul cu epoleți? Că până la urmă și dumneavoastră ați fost parte din această coaliție cu PNL. Era PNL cu epoleți și când guverna cu USR? Pentru că noi suntem civili. Într-o democrație liberală, sistemele militare au locul lor, sistemele de tip militar, că e vorba de poliție, instituție de forță, că e vorba de armată, că e vorba de servicii secrete, și civilii guvernează în numele unui mandat pe care îl iau de la oameni. Și asta e sistemul în care credem. Și așa ne-am comportat și la guvernare, fără ordine de la pădurea de pe stânga sau de la pădurea de pe dreapta. Adică de la SRI sau de la SIE? De la spuneți. Politicianul Eduard Helvig, un politician înainte să devină director al SRI, un politician al PNL, în strânsă legătură, creatorul proiectului Iohannis încă din prima iterație de la Grifco, și un om care a influențat politica din România, așa cum dumneavoastră jurnaliștii de politic știți foarte bine, în ultimii ani. Pe ce vă bazați? Că trebuie să aveți probe. Când spuneți că Eduard Helvig, directorul SRI, s-a implicat în viața politică din România, asta spuneți. Mă bazez pe experiența mea de politician, mă bazez pe direcția în care au luat lucrurile în România, cu un proiect dorit de președintele Iohannis, care ne-a mințit că are un proiect ca opus la PSD și, de fapt, are un proiect de liniște peste România, în care, de fapt, să se poată fura în liniște. Să rămânem în sistemul ăsta în care statul este o vacă de mulți, este un loc de angajat oameni de la partid, partidele PNL și PSD sunt niște uriașe agenții de plasare a forței de muncă la stat. Câți oameni au angajat partidele de când sunt la guvernare? Au mulți. Uite, vă dau două exemple. La Metrorex, o companie în care am avut o relație celebră, la sfârșitul anului trecut, an în care am fost ministrul transporturilor, erau cu 800 de angajați mai puțin în plată decât la începutul acelui an și compania continua să funcționeze foarte bine. Adică i-ați dat afară sau ce ați făcut? I-ați detașat? Nu s-au mai făcut angajări. Au fost oameni care au plecat, s-au ieșit la pensie și nu, pentru că schema de personal la multe din aceste companii este supraaglomerată. Nu știu, Metrorex are 80 de zugravi angajați. Compania Aeroportul București. Când mergeți la aeroportul otomen, trebuie să știți că acolo sunt 80 de oameni angajați la protocol. Deci, la protocol? Da. Care duc cafele când vin politicienii la salonul oficial, bănuiesc. Altfel, cam asta. Ce protocol? Cam asta fac. Ok, și poate când sunt anumite delegații oficiale, dar nu e nevoie de 80 evident, de oameni în tot cazul. În general, aparatul de stat, și prin asta înțeleg și companiile, pentru că de multe ori se maschează în companiile de stat, dar atunci când compania aeroportului Otopeni are cheltuieli mai mari decât ar fi normal să aibă, decât ar avea o companie eficientă, are un profit mai mic, statul care acționa 80% primește, mai obține dividende, mai obține venituri la bugetul de stat, care trebuie acoperite din altă parte. Deci și companiile de stat și toate aceste instituții fac parte din același sistem și partidele acestea, PNL, PSD, Coaliția Militaro-Socialistă, cum i-am spus, reflexul lor de politică publică este să umfle acest aparat în continuu. La Ministerul Transporturilor eu am tăiat, cred că 80 de posturi din vreo 500, acum Grindeanu a pus la loc nu 80 câte am tăiat, ci 100. Și a spus că are nevoie de foarte mulți oameni. Și asta se întâmplă peste poate tot. Poate mulți dintre ei sunt plătiți din bani europeni cu acest celebru PNRR. Există și această explicație? Nu, sunt plătiți de la bugetul de stat, umflă cheltuielile statului, care, apropo, duce și la stimularea unei spirale inflaționiste. Suntem într-o zonă de inflație foarte mare în momentul de față. Statul ar trebui să meargă pe deficit zero sau excedent. Asta e politica fiscală ideală. Nu se poate realiza asta peste noapte în România, dar în orice caz ar trebui un deficit într-o zonă decentă. Iar acel deficit, după calculele experților noștri, de 5% pe care ai construit bugetul pe anul acesta, va fi depășit, vom merge la 7% la finalul anului. Rezultatul va fi că inflația se va menține mult mai mult decât e necesar la un nivel ridicat. Adică la peste 10%? Sper că nu, dar acum Banca Națională a crescut rata de dobândă, politica monetară, tocmai pentru a răci puțin economia, a reduce creșterea și a reduce cererea, a calma prețurile, că ăsta e mandatul fundamental al BNR, dar politica fiscală de care vorbeam, cea pe care o face guvernul, trebuie să meargă mână în mână. Dacă un cal de la căruță trage într-o parte și celălalt în cealaltă direcție, efectul e nul și se poate produce un fenomen foarte periculos economic prin care au trecut anumite economii, stagflația. Stagflația este inflație, deci creștere de prețuri continuă și lipsă de creștere economică. Asta este cel mai dăunător lucru posibil, adică e un motor de sărăcie extraordinar. Dumneavoastră, ce relație directă ați avut cu directorul SRI, Eduard Helvig?
Eu am avut o relație instituțională în cele... Bun, ce înseamnă această relație instituțională? Pentru că asta spun toți politicienii. Dom'le, avem o relație instituțională. Sunteți oameni până la urmă. Interacționați, oameni. Vorbiți, schimbați SMS-uri. E simplu. Eu vă explic care sunt... Da. Până la momentul respectiv nu știam care... Sau mă rog, doar din auzite. Un ministru este beneficiar al informărilor legale. Și aici chiar vreau să spun că informările pe care le-am primit au fost în mare măsură de calitate. Am avut discuții cu oameni de acolo, cu profesioniștii din Serviciul Român de Informații și m-au întrebat dacă sunt anumite domenii care sunt de interes. Am cerut pe anumite domenii, evident nu le pot menționa, dar dintre cele pe care le gestionează Ministerul Transporturilor, și am primit niște analize, informații care mi s-au părut foarte utile. Existau și unele care erau mai puțin. Sper că nu dezvălui ceva extraordinar, dar există și un sistem de rating al acestor informări pentru beneficiar. Ce înseamnă acest sistem de rating? Ca la Uber. Adică dai înapoi o evaluare? Da, și este foarte modern și foarte ok ca lucrul ăsta. Și cât ați dat? 5 puncte? Asta sau? Nu pot să spun. Asta vreau să spun, adică din lucrul ăsta ce aș vrea să fie foarte clar este că cu profesioniștii din Serviciul Român de Informații, eu am avut treabă, cred că doar cu SRI, cu CN, nu, ei se ocupă în zona de... Informații externe, da. De informații spionaj. Externe. Să spun așa că singurul moment de relevanță externă din datul meu de politică externă a României a fost interzicerea zborurilor companiilor din Belarus ca urmare a acelei aterizări forțate și arestării unui dizident, dacă vă aduceți aminte, da. Și am fost și noi pe fază să introducem flightban-ul ăsta, interzicerea zborurilor peste România. Cu SRI-ul revenind, cu profesioniștii am lucrat foarte bine. Problema este cu cei care fac politică, pentru că avem un politician care e director, da? Eduard Helvic este un penelist, luat și pus de Iohannis director acolo și cei doi sunt într-o relație foarte strânsă. A fost, nu știu dacă șef de campanie, dar foarte apropiat, da, în șef campanie, de campanie chiar șef de campanie. A fost parte din proiectul Iohannis numărul 1 atunci în 2009, când era soluția Iohannis pe care primul USL o purta la televizor și continuă să exercite o influență asupra politicii din România, în special din PNL și PSD, care mi se pare nefastă. Da, deci oamenii și-au lumină de acolo. Dar ce înseamnă și-au lumină? Și-au direcții, există o anumită purtare de influență. Măi, ai grijă, nu te băga acolo că e, știi, sunt niște chiar atât interese. De influent, chiar atât de mare este intervenția serviciilor secrete în viața politică din România? Eu asta nu pot să o dimensionez corect. Ce pot să spun este că se face un trafic de influență în numele lor. Știți cum e? Că în România vorbele astea toată pot să apară și de la sine. Nu apar numai de la sine, dar de multe ori se face trafic de influență în numele unor oameni care habar n-au că se face în numele lor. Adică dar dumneavoastră se spune, nu lua decizia asta, nu lua hotărârea asta că e de acolo ceva din zona aia cu conspirativă așa. Și atunci existând o mediocritate foarte mare în clasa politică, o vulnerabilitate și oameni care sunt șantajabili, iată, avem un premier care are un plagiat clar, cu zeci de pagini, în fine. Așa încă nu e dovedit juridic nu e dovedit, sau academic. Și aici e cea mai gravă parte. Eu știu că a plagiat e grav e un furt academic, dacă ar fi plagiat. Cel mai grav este că a blocat această anchetă de plagiat. Ori asta e un act antidemocratic și, mă rog, și jurnalista care a dezvăluit plagiat, Emilia Șercan, a avut o operațiune de tip compromat, în care informații din viața ei personală, pe care la un moment dat le avea doar polițistul, au apărut imediat pe site-uri publice. Deci polițistul a fost parte din și nu s-a explicat niciun fel de către domnul Bode sau de către domnul Ciucă. Revenind la influența serviciilor, ca să finalizez răspunsul la întrebare, mult cred că previne și din vulnerabilitățile și scheleții din dulap pe care le au politicienii și de o anumită mediocritate. Vor de undeva să ia lumină, se simt bine dacă sunt băgați în seamă din pădure, din... Există acest mit al pădurii. Da. Pentru că SRI și SIE sunt undeva sediu pe pădurea Băneasa, zona de nord. Și toți, e un slang așa al politicienilor, domnule, ce informații vin din pădure? Le-am auzit și eu pe la Parlament. Da, 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 și chiar într-o discuție poate să fie de politică publică, de nu știu ce, nu, mai bine cu hotărârea aia de guvern stai că e din pădure, ceva. Eu cred că mult e pur și simplu folclor și proiecție de putere, dar senzația mea că și, cum să spun, experiența de politician este că da, domnul Helvig face politică în România. Ați primit vreodată vreo sugestie politică de la domnul Helvig? Nu pot să vorbesc despre discuții private. Dar discuții private ați avut cu domnul Helvig legate de politică? Nici despre asta n-aș vrea să vorbesc. Dar discuții cu domnul Helvig ați avut cât ați fost ministru? Nici la această întrebare nu o să vă răspund acum, pentru că nu ar fi din partea mea. Altfel, dumneavoastră faceți acuzații grave, dar lipsesc argumentele. Despre discuții private le lăsăm în zona asta. Cu domnul Vlase ce relație ați avut?
Atunci cu am schimbat niște mesaje cu ocazia Belarusului și îl cunosc din Parlament. Aveam o relație atunci, înainte de a fi numit, destul de în regulă. Adică dumnealui era, conducea ședințele Camerei Deputaților, nu se cobora Dragnea să... Nu venea la ședințe, pur și simplu. Da, și atunci era un vicepreședinte și le conducea domnul Vlase și noi, ca grup recent înființat USR, să spun că s-a purtat destul de fer cu noi... A existat o relație în regulă. De atunci nu am mai... Dar cu președintele Klaus Iohannis ați discutat despre intervenția serviciilor în politică, în viața politică? Iarăși mă duceți într-o zonă de discuții private pe care n-aș vrea... Ar trebui să le știm și noi totuși. Trăim în această țară, votăm și dacă dumneavoastră spuneți că serviciile distorsionează votul oamenilor, e grav, cred eu. Nu, eu ce cred este că președintele Iohannis, asta este convingerea mea bazat pe... interacțiunile pe care le-am avut și interacțiunile politice, să le spun așa, care au mai multe componente, este că dumnealui nu crede și n-a crezut niciodată în ce ne-a spus nouă României. Eu în 2014 am fost un voluntar, eram cetățean neimplicat în politică, fără vreo legătură cu vreun fel de partid și m-am dus să supraveghez ca cetățean de la organizație civică voturile dintr-o secție din Giurgiu, pentru că se zvonea că se bagă voturi cu sacul pentru pont. Am înghețat acolo, alegerile erau pe o vreme destul de... În noiembrie. Da. Turul 2 a fost pe 16 noiembrie. M-am dus noiembrie să mă bucur și în piața universității. A fost la un moment dat a apărut și președintele. Deci l-ați votat pe Klaus Iohannis în 2014. Da, l-am votat pe Klaus Iohannis în 2014. Era și o chestiune de alternativă, așa cum au toți cetățenii, una sau alta, dar eu consider că el a păcălit România și în 2014 și în 2019, pentru că fundamental ne-a propus un proiect de modernizare pe valori liberale europene anti-PSD. Ori exact lucrurile astea nu cred, eu din ce tot ce am ca experiență politică, nu crede în ele, acceptă acest status quo unde statul este căpușat, îi se pare că asta e natura lucrurilor în România. Dom'le, se și fură, ăștia își bagă firmele, își bagă, asta e viața, asta e politica. Mai asta bine... este deducția dumneavoastră, da, sau chiar asta v-a transmis? Asta este deducția mea. Puteți să o luați ca atare, până la urmă e drept. Mă interesează mai mult informații din interiorul. Informații din interior le obțineți dumneavoastră pe obțin, specific. Da. Asta e o chestiune de opinie. Recunosc că opinia mea are credibilitatea pe care o are un om, dar experiența noastră politică și bine, până la urmă dovezile sunt gesturile sale. Aducerea PSD-ului la putere, un anumit tip de intimidare sau, mă rog, cumințirea justiției pe care a patronat-o și care este de notorietate, nu-și dorește o justiție care să deranjeze politicienii. Nu-și dorește. Nu. Dar nu are o miză până la urmă. Care să deranjeze politicienii care au comis fapte de natură care au încălcat legea. Pentru că el nu are un schelet penal. Există și partea cealaltă, să fie o justiție care să deranjeze politicieni care sunt onești. Că am avut și chestia asta pe vremea Rodicăi Stănoiu. Și asta e un risc pentru România. A fost o greșeală că USR a ieșit de la guvernare? Acum când vă uitați în urmă, n-ar fi fost mai bine să-l sacrificați pe Stelian Ion și să rămâneți alături de PNL într-o coaliție la putere? Mie ușor zâmbesc la întrebarea asta, pentru că noi de facto, nu de iure, dar de facto am fost dați afară de la guvernare. Am fost eliminați din această guvernare. Era... Nu, dar dacă acceptați atunci schimbarea lui Stelian Ion și propuneați un alt ministru al justiției, poate că astăzi erați la guvernare. Și vă spun asta pentru că alți colegi de dumneavoastră de partid, chiar la această emisiune, au spus că poate că ar fi fost mai bine să vă gândiți mai mult atunci dacă să ieșiți sau nu de la guvernare. Nu, în niciun caz, pentru că sunt două lucruri. Unul, un partid care nu mai este într-o construcție bazată pe reguli, pe respect, pe o împărțire a puterii și o negociere, nu mai e partid. Adică ne putem face o anexă la PNL, pentru că urmau și alți miniștri care să fie excluși. Florin Câțu promisese larg în partid. Înțeleg că trebuia să ia și transporturile, așa, se tot lăuda prin turneele electorale. Adică erați vizat, erați unul dintre miniștri. Nu știu, acum a fost factum. Atunci nu, eu îmi vedeam de treabă, nici n-am avut timp să mă gândesc la lucrurile astea, dar este de negândit. Gândiți-vă acum, vă puteți impui că ministrul Ciucă este mâine și ne trezim la 11 dimineață cu un ministru UDMR sau PSD a fost demis. Nimeni nu-și închipuie așa ceva. De ce? Pentru că își respectă acei parteneri. Dincolo de asta, de gesturi, asta e gesticulația. Florin Câțu a fost o unealtă. Iohannis a spus să-l dea afară pe
și pe Stelian Ion și pe, și pe Vlad Voiculescu. Da. Deci în ambele cazuri a fost Klaus Iohannis în spatele. În ambele cazuri a fost Klaus Iohannis și în ambele cazuri este o înțelegere mai veche între PNL și PSD pentru această mare uniune pe care o pregătesc și acum pentru 2024. Înțelegerea datează, dacă vrem cumva istoric și vorbim de momente, da, eu nu m-aș duce atât de mult în arheologie, dar Grifco și 2009, 2009 e o parte, un moment. Când PSD și PNL l-au adus pe Klaus Iohannis de la Sibiu, exact, să-l numească premier, da, s-a opus Băsescu. Da, și atunci un proiect tot marca Helvig în acea perioadă. Helvig era Helvig, mai puțin politician, important era atunci. De, asta spun, că, ca să nu confundăm, da, calitățile. Și apoi, mai recent, am fost acest proiect în căderea guvernului Dăncilă, când domnul Ciolacu și anumite aripe din PSD a jucat la offside, iar la câteva luni după instaurarea guvernului Orban, era marele plan de a avea alegeri simultane în 2020, pe locale și parlamentare. Și locale și parlamentare, prin care vreau să consolidez o formă de putere și să excludă USR din... A venit pandemia, lebăda neagră, a stricat și le-a acest dat plan. Planurile peste cap. Eu am scris în exclusivitate despre acest plan. Nu știam că scriseseți despre asta. Când eram la Adevărul, scriam. Este la... mult, mă bucur că ați scris. De fapt, acel plan a fost declanșat de căderea teatrală a guvernului Orban în ianuarie, exact, 2020, înainte de venirea pandemiei. Hai să vă spun un moment din Parlament de săptămâna aceasta. Domnul Orban... Era o discuție despre votul în două tururi la un proiect de lege și... Pentru primari. Da, și domnul Orban a venit să spună cum PNL e unitate militară, PNL, lucruri de altfel care sunt de acord, și că UME el... UME-PNL. UME-PNL, așa îi spune, cu care sunt de acord, adică râdem, dar de fapt e și o componentă tristă acolo, dar lăsăm discuția asta la o parte. Și a venit să spună, domne, când eram eu, m-am aruncat de la guvern în cap pentru votul în două tururi. Și acum PNL nu mai ceram. Și a venit Florin Roman la microfon, deci lucrurile astea sunt chiar pe microfon, și a spus, hai domne să fim serioși, că știe toată lumea că ai făcut asta ca să-ți pice guvernul. Eu sunt, exact, din PNL și am fost la discuții și știu despre asta. Deci a fost o moțiune de cenzură cu scopul nu de a cădea guvernul, nu de a trece la alegerea primarilor în două tururi, ci de a pica guvernul astfel încât să fie simplificată, da, procedura declanșării alegerilor anticipate. Deci revenim și ca să dăm camera despre diverse momente, că până la urmă e, după mine, important să ne uităm un pic și la, cum spune în engleză, the big picture, poza mare. Iohannis a avut un proiect, a avut tot acest sistem mare de putere, l-a adus acum, dar care-i proiectul, dacă ne uităm fundamental? Că omul are și el dreptul să propună un proiect României. Este un proiect antimodernizare, este un proiect de păstrare a status quo-ului. E bun statul român așa cum e. Măricel mai face că reușește cât să facă câte ceva pe aici, pe acolo. Și tolerând un nivel de corupție. Asta e bine important, pentru că dacă intrăm în corupția aia, ne întoarce societatea cu fundul în sus, se supără politicienii, apar scandaluri, omul vrea o liniște. Ăsta e un model de societate. Eu cred că modelul ăsta pe care îl propune dumnealui și USR e singura alternativă la acest model ca partid liberal, singura opțiune acum democratică din România, există o alternativă care ne face să ne atingem potențialul. Alternativa liberală, alternativa care crede că trebuie să luptăm și cu corupția, că trebuie să avem oameni competenți. Dar nu credeți că s-au săturat românii să audă această placă anticorupție? De 20 de ani auzim. Fiecare partid din 4 în 4 ani asta spune. Eu cred că prin corupție. Ce am făcut la Ministerul Transportului am arătat niște lucruri concrete. Dacă vorbim de lucrurile de acele chioșcuri ilegale de la Metrorex, ok, domnule, spune, nu mai pot să cumpăr o merdenea, sunt din cauza Ludrulă. Din cauza Ludrulă. Dar dacă era o evacuare de urgență acolo și oamenii se călcau în picioare prin culoarul îngustat, nu e vorba de răspunderea penală, e vorba de răspunderea morală. Și asta ar trebui să gândească fiecare politician, pentru că ăsta e efectul practic al corupției. Apropo de domnul Rădoi de la Metrorex, ce mai știți? Am aflat că s-a pensionat. S-a pensionat. Și este sub urmărire penală în acel dosar de șantaj în care eu am calitate de parte vătămată. Cam asta, atât. Și că, mă rog, puterea acelui sindicat care a îngenunchiat nu știu câți miniștri, nu mă refer la componenta legitimă a sindicatului de reprezentare a drepturilor muncitorilor, acel grup... Presiune politică. Acel grup presiune care, socială, de fapt. Da, dar aici era un grup care făcea presiune pentru propriile interese, adică copiii, rudele lor și așa mai departe aveau acele spații care se închiriau pe față cu câteva sute de euro și în spate, dacă era, de exemplu, acolo un spațiu mai mare, se dădea cu câteva mii de euro. Cam care era dimensiunea șpăgii?
Păi, unul dintre spații, cred, undeva, unde era chiar un mic supermarket, pe față 300 de euro contractul la alb și în următorul 3000. Deci doar pe un spațiu și aveau sute de spații, erau 2700 de euro pe lună. Mulțiți, 2700 de euro, dacă mulțim câteva sute, ne ducem la multe milioane de euro pe an, din care se hrăneau o grămadă de... și de aia e nevoie ca Metrorex să aibă 5000 de oameni, deși ar putea funcționa cu 3000, că 2000 sunt cei care trebuie să se asigure masă de vot în sindicat, să-i mulțumești pe ei. De asta era nemulțumirea, doi, v-am făcut oameni pe toți, v-am adus, v-am angajat aici fata, mătușa, am creat posturi pentru voi, am făcut scandal la miniștri. Și toată chestia. Lucrurile astea ne țin în loc ca societate. Eu cred că trebuie să propunem un model alternativ, pro-european, care să creadă pe bune valorile vestice, și noi cred că prin ce am făcut la guvernare am demonstrat că suntem acolo, iar în momentul de față avem aceste două alternative. Polul militaro-socialist, cu această componentă de liniște, și polul liberal, unde este USR. Mai avem și acolo un apendice al scenei politice extremist. Și cred că se clarifică aceste opțiuni și între ele se va duce lupta în 2024. De aceea, apropo de introducerea în emisiune, eu cred că suntem într-o poziție foarte bună să construim. Și că aici, în USR, asta vreau să le spun celor care se uită la noi, că și cetățenii se pot implica în politică, este casa bună a tuturor celor care vor să contribuie la acest proiect de dreapta modernizator liberal. USR.ro / înscriere, îmi dați voie ca șef să fac această reclamă. Suntem un partid deschis, un partid în care poți contribui cu puțin sau cu o carieră, în care ne dorim să vină oameni alături de noi. Eu îmi doresc la un moment dat să fiu înlocuit și să mi se ia locul. De asta le spuneam celor de la USR Tineret, le-am urat. Luați-ne locul. Ca generațional mă refer. Este cel mai deschis partid în dialogul cu societatea civilă, cu mediul de afaceri, către societate. Cred că sunt premize foarte bune pentru care să construim în continuare. Totuși, sondajele de opinie nu sunt atât de optimiste, ba mai mult, știți că eu mai bântui pe grupurile interne din USR și văd acolo destul de multă dezamăgire și multe demisii. Și o să vă rog să-mi explicați care sunt cauzele scăderii în sondaje ale USR după o pauză de publicitate. Revenim! Ne-am întors. Așadar, domnule Drulă, vă întrebam cum vă explicați totuși căderea USR în sondajele de opinie. Acum să știți că din cercetările pe care le avem și noi și informațiile culese, e și o latură de mit în această cădere. Zona generală de intenție de vot în care ne aflăm este cea care ne-a adus în Parlament. Și vă reamintesc că de la ultimele alegeri, mă refer. Adică sunteți la 15%, asta spuneți. În zona asta generală, da, de reprezentare a votului și foarte aproape de PNL, depinde de tipul... Unde asta nu vă ajută foarte mult. Cu 15% sigur, nu puteți să ajungeți la guvernare în 2024. În primul rând că îi respect foarte mult pe aceste milioane de oameni, că sunt undeva între 1 milion și 2 milioane de oameni care își regăsesc opțiunea între noi și vrem să-i convingem pe mai mulți să ne voteze. Sunt alegeri în 2024, nu sunt astăzi. Și cred că pe măsură ce se cristalizează aceste două opțiuni, blocul de putere care nu mai are decât o singură culoare, sistemul, să spun așa, de care vorbeam, coaliția militaro-socialistă și pe de altă parte alternativa liberală, trebuie spus că și pe de altă parte AUR, pare că sunteți într-o menghină aici, între această super coaliție tradițională PSD-PNL-UDMR și AUR, care e cotat mai bine în sondaje decât dumneavoastră. Eu acolo cred că e vorba de o cădere liberă și de o derută la... La AUR. Da. După război, spuneți. S-a terminat pandemia. Bun, și pozițiile liderilor AUR în privire la Rusia. Telefonul în fața la ambasada Rusiei, dar revenind la alternative, una liberală, una iliberală, e un termen care în România e mai puțin cunoscut. Este termenul inventat de Victor Orban. De Victor Orban. Democrație iliberală. Ca să fie foarte clar că avem lângă noi astfel de democrație. Și ce înseamnă? Înseamnă regres democratic și vedem asta în încercările de intimidare ale presei, în anumite reflexe nedemocratice ale statului care sunt din ce în ce mai mari, după părerea mea, și de altă parte în guvernare proastă. Dacă măsurile economice, măsurile luate și miniștrii sunt slabi, energie, nu avem legea offshore, inflație și așa mai departe, noi suferim în buzunar. Deci e un aspect concret al unei guvernări bazate așa pe caporal și plutonieri.
pentru că sunt la sătrăiți, așteaptă din altă parte soluțiile, înțelegerea fenomenului economic, a ceea ce e nevoie și România are nevoie de liberalism, pe mine, de opțiune de dreapta, este redusă acolo. Noi reprezentăm acea alternativă profesionistă care poate produce rezultate la guvernare, suntem la guvernare în plan local, vrem să o facem și la nivel național în 2024. Proiectul dumneavoastră politic este candidat și la alegerile prezidențiale din 2024 și să nu spuneți că mai e mult până în 2024. Mai mult până în 2024. Nu mai e mult. Absolut. Construim lucrurile treptat și dacă noi o să luăm decizia asta prin vot în partid. Când? Acum la congresul din toamnă va fi stabilit și candidatul la alegerile prezidențiale? Cred că în 2023, în a doua parte a anului, vom stabili candidatul la prezidențiale. Și veți avea un fel de primaries, alegeri interne? Da, 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 exact. Așa facem de fiecare dată. E foarte democratic cum stabilește în USR. Sistemul american, de fapt. Da, este un sistem de vot democratic pentru în general. Deci nu există pixul care face listele. Și veți intra în această luptă pentru o candidatură la alegerile prezidențiale? Vă repet, n-am luat încă nicio decizie în sensul ăsta. Păi de ce faceți politic atunci? Nu asta își dorește un lider de partid? Să ajungă președintele României sau premier? Eu îmi doresc ca opțiunea, alternativa asta liberală, polul liberal pe care îl construim, să aibă cel mai bun candidat. Și asta mai e timp să ne dăm seama și să fie convinși colegii mei cine va fi acest cel mai bun candidat. Vă așteptați la o confruntare cu Dacian Cioloș pentru acest post prezidențiabil? La o confruntare a mea? Da. Eu, așa cum vă spuneam, eu nu anticipez încă unde voi plasa opțiunile politice în continuare. Iar despre domnul Dacian Cioloș nu știu dacă are această intenție. Deci mi-e greu să comentez asta, e o întrebare pe care trebuie să-i adresați dumneavoastră. Nu, pentru că acum ultimul scenariu, după această informație apărută în presă, prin care Dacian Cioloș și-ar face un nou partid sau ar rupe plusul din USR și-ar construi un nou pol de dreapta, tocmai caută Dacian Cioloș o platformă care să-i susțină candidatura la alegerile prezidențiale din 2024. Bănuiesc că nu sunteți surprins acum. Nu știu nimic despre asta, dar întrebați-l dacă vine la emisiune sau în alt context. Dar Laura Codruța Chioveși ar putea fi un candidat USR la alegerile prezidențiale? Știu că face o treabă foarte bună la parchetul european. Suntem mândri ca țară de dumneavoastră și de munca pe care o face acolo. Știu dacă are vreo intenție de implicare politică. Deci ar fi neelegant din partea mea să presupun o astfel de intenții de schimbare de carieră. Nu că până la urmă din zona de a fi magistrat să merge în zona politică e o schimbare de carieră. Dar partidul e deschis pentru o candidatură externă la prezidențiale? Partidul, cred că în principiu are resurse interne, dar dacă împreună colegii mei am cădea de acord că o variantă externă partidului ar fi mai bună, toate variantele sunt pe masă. Domnule Drulă, ați anunțat că îl susțineți pe judecătorul Cristi Danileț pentru un post la CCR, imediat după ce domnul Danileț s-a autopropus pe Facebook. Nu e ușor penibil? La ce parte vă referiți? La susținerea noastră? Nu, la susținerea dumneavoastră după ce domnul Danileț a spus sunt liber de contract, dacă cineva mă susține, aș fi dispus să mă duc la CCR. Și imediat ați venit dumneavoastră și ați spus te susținem. De exemplu, funcționează acest lucru și pentru șefia TVR, pentru că la un moment dat, dacă va fi un post vacant, poate scriu și eu pe Facebook. Hei băieți, sunt și eu disponibil să mă duc la șefia. Nu, dimpotrivă, aș vrea să se desfințeze și să se reînființeze TVR. Însă am dat doar un exemplu, așa. Okay. Nu, aici e un pic o confuzie. Noi am discutat în Biroul Național încă de luni, când am avut Biroul Național, despre o posibilă propunere pe care să o facem domnului Danileț în sensul ăsta. Deci nu a fost ca urmare a faptului că a scris pe Facebook. Da, a apărut că domnul Danileț a scris pe Facebook și imediat USR s-a luminat și a zis, da, ce bună variantă, haideți domnul Danileț, nu, mergeți la CCR. Nu a fost asta, am avut o discuție prealabilă. Bun, dar oricum nu are șanse să ajungă la CCR. Noi avem datoria să propunem pentru orice post din statul român alternative credibile și cred că domnul Danileț, prin activitatea pe care au avut-o, o să vedem cu ce variante vin cei de la PNL-PSD. Dacă, în mod normal, ca niște politicieni responsabili care vor să avem oameni cât mai competenți, integri la CCR, ar putea să-l susțină pe domnul Danileț. Mai e o problemă. Domnul Danileț a fost exclus din magistratură la propunerea CSM, care este așa organul suprem al justiției. Dumneavoastră aveți un mesaj politic foarte bine ancorat în justiție. Deci contraziceți cumva CSM-ul?
Păi, avem un mesaj ancorat în justiția corectă și făcută pe bune. Că mai aveam o discuție mai devreme despre justiția care merge după politicieni. Și am nuanțat și am spus după politicieni care au încălcat legea. Pentru că justiția, dacă statul alunecă spre iliberalism, poate fi și o armă în mâna politicienilor. Bun, deci îl susțineți până la capăt pe domnul Danileț. Va fi propunerea noastră. Repet, să nu se aștepte oamenii la minuni, pentru că din partea PSD și PNL sunt vehiculate tot felul de nume. De exemplu, domnul Bogdan Licu. Știți despre cine vorbesc? Da. Adjunctul procurorului șef și al României. Cred că e bine ca oamenii să vadă că noi l-am propus pe Danileț și de cealaltă parte este Bogdan Licu. E clar cam unde merg în zona de sistem de justiție, curte constituțională care să nu deranjeze mediul politic. Adică spuneți că și domnul Licu este omul sistemului de care ați vorbit la începutul emisiunii. Mă bazez pe anumite performanțe anterioare ale dumnealui. Acum când a fost prezentat pachetul social al guvernului în Parlament și dumneavoastră ați venit cu o propunere de a crește cu 25% salariile profesorilor. E cumva un concurs de pomeni electorale între PSD, PNL și USR? A, nu, e vorba de o propunere a colegilor mei din grupul USR pentru educație, sunt colegii care sunt specializați pe educație și e vorba de o propunere la nivelul salariilor debutanților în învățământ. E foarte greu să atragi profesori să se angajeze și să vină profesori pentru că sunt salariile foarte mici și e o dezbatere pe care o deschidem prin acest proiect de lege. Evident, noi nu suntem la guvernare, dar e o dezbatere pe care colegii mei au deschis-o despre creșterea nivelului minim, conține și inflații foarte mari, pentru că e o reală criză de oameni care să se îndrepte către sistemul de învățământ. Pachetul social cu care a venit guvernul vă mulțumește? Nu, este și prea puțin și prea târziu și proscroit și mai e și mincinos pe alocuri. E puțin pentru că, de fapt, guvernul încasează foarte mulți bani în aceste luni din inflație. A crescut prețul pachetului de un TVA-ul de 19%, înseamnă că e mai mare, că se aplică pe o sumă mai mare și guvernul ia mai mulți pentru tot untul care se vinde în România, ia mai mulți bani decât lua acum un an. La fel pe carburant și acum guvernul primește foarte mulți bani suplimentari. Dar în loc să scadă taxele pe carburant și pe energie, TVA-ul de la 19% la 5%, cum a propus USR prin proiect de lege, formal, apropo de proiecte de lege depuse în Parlament în octombrie, aleg din toți acești bani extra pe care îi primesc la buget să arunce înapoi firimituri. E târziu, pentru că dacă luăm măsurile astea din timp cu scăderea TVA-ului la energie și la carburant, puteam să domolim inflația, pentru că prețul carburantului se vede peste tot. E prost făcut, dacă ne uităm la măsurile din acest pachet, salariul minim e vorba de 200 de lei. Noi am propus să fie scutiți primii 200 de lei ai oricărui salariu de taxe. Domnilor, introduc măsura asta pentru cei care sunt până la exact salariu minim. Deci dacă ai salariu minim plus un leu, dintr-o dată te consideră un om care nu are nevoie de această scutire. Măsura ar trebui introdusă progresiv cu praguri, o anumită cotă până la un prag și una superioară. O chestiune care se regăsește și în acea plafonare pe energie. Dacă anul trecut ai avut consum până în 100 de kW în medie, intri la un preț, dacă ai avut 101, care nu înseamnă nimic, 12 kW în plus pe 2021 și e tot consumul unei gospodării foarte mici, zona de populație cu venituri mici, dintr-o dată vei plăti pe tot ce consume anul ăsta mult mai mult. Se pare că cineva în guvern nu înțelege cum se aplică un sistem de praguri, apropo de zona de competență, iar când vorbesc de mincinos, a patra caracteristică a acestui pachet, mă refer la faptul că au spus că se poate deconta jumătate din sumă din fonduri europene, acele vouchere, și a fost demonstrată chiar de colegi din presă. A fost o investigație pe... Semnată de Cristian Andrei în Europa. Cristian Andrei, care a spus ce a spus și Cristi Ghinea, a fost ministrul Fondurilor Europene și de altfel și ministrul Dan Vâlceanu, până recent ministru, dar până la urmă actualul ministru Marcel Boloș, și a fost nevoit să recunoască că erau soluții fanteziste. Că acei 50 de euro pe care românii cu venituri mici ar urma să-i primească odată la două luni. Da, exact. Adică deci nu au acoperire bugetară. Nu au acoperire bugetară și au spus că va fi din fonduri europene nefolosite. Nu există. Că se va face Comisia Europeană. Nu există acordul Comisiei Europene.
Europeană. Programele pentru 2021-2027 sunt deja negociate, probabil va cădea tot pe bugetul de stat. Deci este un pachet prin care Ciolacu, să, care cumva văd că ia și fața guvernului, domnul Ciucă stă acolo mai în dreapta, să spună am dat. Ăsta este modelul de, pe care îl propune, pe care îl propune PSD-ul permanent. Ia cu 10 mâini de la populație și mai aruncă câte ceva înapoi, așa? Doamne, uitați ce am făcut noi. În loc să lase oamenilor bani, ăsta e modelul liberal. Bun, eu nu sunt de acord nici cu soluțiile dumneavoastră de reducerea TVA și a accizei. De ce? Pentru că orice reducere înseamnă, de fapt, o subvenție oferită de stat altor oameni. Spre exemplu, de ce să subvenționez eu din banii mei care contribui la bugetul de stat faptul că un mare om de afaceri are 2 mașini sau 5 mașini în curte și trebuie să pună mai multă benzină? Sau un alt cetățean ține becul aprins de dimineață până seara, chiar și noaptea, și atunci el să primească o scutire de la stat. De ce? Vedeți, carburantul intră în prețul tuturor produselor. Untul ăla de care vorbeam are în el o componentă de transport. De acord. Și atunci haideți să le acordăm și transportatorilor facilități. Și de energie. Și au spus experții economici că o mare parte din puseul actual inflațiunii vine din zona prețurilor de energie. E aproape dominantă. Și atunci dacă vrei să domolești acolo și să ajuți și populația, acolo ar fi la sursă, e cel mai bine să intervii clar, simplu, cu o singură măsură, această scădere de la 19% la 5% pe care au introdus-o foarte multe state. Prin menținerea TVA-ului la acest nivel crescut, statul încasează mult mai mult, după care zice, și acum facem niște programe în care vă aruncăm de ajutor social. Da, un pic înapoi. Și alea proscroite, cum spuneam. Credeți că PNL și PSD vor avea o candidatură comună la alegerile parlamentare sau prezidențiale în 2024? Ăsta este scenariul pe care l-auzim și noi, care se conturează. De-aia spuneam că e un singur bloc acum. Visează așa cumva să rămână la putere până în 2028, până în... Au mari șanse. Se visează un soi de Fidesz românesc, partidul lui Victor Orban, că vorbeam de liberalism, sau partidul din Mexic, care a fost 10 de ani la guvernare. Nu se va întâmpla asta, pentru că noi vom lupta să nu se întâmple. De-aia am spus că sunt două alternative. Conștient că dumneavoastră, ca să opriți acest scenariu, trebuie să câștigați fie alegerile parlamentare, fie alegerile prezidențiale. Deci trebuie să bateți și PNL și PSD, sau și candidatul PSD și candidatul PNL. Să vedem dacă vor rămâne fix în acest setup, așa cum sunt acum, pentru că din câte știu eu și sunt foarte mulți oameni și din PNL, câțiva și din PSD, care nu sunt foarte mulțumiți de politica asta cu epoleți, care nu se mai simt reprezentați, dar deocamdată tac. Și credeți că o să se rupă de acolo și o să facă un alt partid? Politica ne arată multe, dacă ne uităm în anii din urmă, și în mod sigur vom putea construi. Există mitul ăsta, că USR e singur cumva pe scena politică. Noi lucrăm foarte bine și am lucrat cu mulți oameni politici. Nu știu, am avut o relație excepțională ca ministrul al transporturilor, cu domnul Bolojan, cu alți oameni din alte partide. Deci nu suntem undeva la marginea politicii, suntem chiar în centru, și pe măsură ce oamenii se conving din ce în ce mai mult că guvernarea asta militaro-socialistă ne duce către faliment și către regres democratic, într-o zonă în care nu vrem să fim, eu cred că valoarea alternativei pe care o propunem, care e certă, va fi vizibilă pentru din ce în ce mai mulți oameni. Dacă veți fi președintele USR la alegerile din 2024 și partidul nu va ajunge la guvernare, veți demisiona? Iarăși mă pune să anticipăm ceva care e cu mult timp înainte. Eu nu mă văd veșnic în poziția asta. O exercit cât de bine pot acum și încerc să duc partidul într-o direcție, ceea ce cred că trebuie să fie un lider. Construcțiile în politică nu sunt neapărat pentru anul următor. Asta e obișnuința în politica asta veche. Mai tragem un alt de un PMP, un PPUSL, un... mai spuneți, în Forța Națională, PRU, câte construcții noi, tot felul de construcții care apar. Noi nu mai suntem un fenomen, suntem o instituție și e de fapt o schemă care s-a văzut în mai multe țări europene. O explic foarte simplu. Partidul din zona fost populară conservatoare, Partidul Socialist, care a ajuns și împreună la putere în multe țări, și Alternativa Liberală. O să vedeți că liberalii au fost câteodată mai 4 ani sau 8 ani în opoziție, după care au guvernat foarte mulți ani și multe din partidele acelea au dispărut. În Franța, chiar partidele care erau cele 2, da, au dispărut complet. Adică acum se roagă de alegători că n-au trecut pragul să contribuie să facă chetă, să le plătească cheltuielile de campanie. Ceea ce a reușit USR, 40 de parlamentari în 2016, 80 dublare pentru 2020, văzut în toată Europa ca o performanță. Eu vreau să mergem tot în sus și să dăm guvernarea în 2024. Domnule Drulă,
Există și un scandal acum pe Facebook între Cristian Ghinea și Valeriu Nicolae. Cristian Ghinea l-acuză pe Valeriu Nicolae de compromat la adresa USR. Credeți că ce face Valeriu Nicolae cu dezvăluirile sale, cu analizele sale, greșește sau mai degrabă vă ajută să renunțați, să dați afară impostorii din USR? Cred că e o fraudă la mijloc. E o fraudă? Da. Este un cuvânt fraudă. Puternic. Da, e un cuvânt puternic. Domnul Valeriu Nicolae este un competitor politic. Nu efectiv. Este. A fost la alegerile parlamentare ca independent. Sigur. Dar ceea acum ce nu mai este. Un competitor politic. Adică oamenii puteau vota pentru USR, pentru USR Plus, sau puteau vota pentru Valeriu deci Nicolae. Deci pentru USR, Valeriu Nicolae este un competitor politic. Dumnealui se poziționează ca un competitor politic. Probabil vrea să-și facă și un partid. Nu știu, asta eu tot aștept să-l facă odată. Adică pentru că asta e o formă mult mai legitimă. Unde intervine frauda? Frauda intervine că se prezintă în public ca un fel de insider USR. Adică ca și cum vorbește o voce, un avertizor de integritate din USR. Nu este. A fost. A fost pentru foarte scurt timp în plus și a dat demisia, ca din multe alte locuri din care și-a dat demisia. Și apoi vine și aruncă cu lucruri, despre mine a spus lucruri foarte false, de exemplu, nu știu, că provin dintr-o familie extrem de bogată, deci zice așa că venim din familia Rothschild, din anii 90, eram un copil căruia, nu știu, am reușit o rudă din fugit în străinătate să-mi iau un calculator, socoteam salariul cu părinții de la, sau mă rog, mama, ca să ne ajungă de la lună la lună, am trăit vremurile alea tulburi la fel, tot ce am făcut ulterior, sau că m-a trimis tata în Canada, eu am fost olimpic 4 ani la informatică și am luat premiu, de 2 ori premiu întâi pe țară și în 99 am primit o bursă din partea statului canadian, taică mi nici n-a știut că eu aplic la facultate, la Universitatea din Toronto, unde am studiat cu această bursă, bine, și am spus că m-a trimis tata părea așa ceva între Rothschild și nu știu ce în poveștile Valeriu Nicolae. E, asta explicit o calomnie. Pentru că mie îmi creează un trecut alternativ, altul decât ăla de, eu știu, copil crescut la bloc, între oameni normal, cu experiențe de ce înseamnă și greutăți, cu o carieră făcută doar de către mine. De ce nu-l invitați în partid? Dar a fost în partid, este un om care și-a făcut o platformă din două lucruri. Unu, două fraude. Una, că ar fi un insider al USR care spune lucrurile, nu e un insider, e un competitor politic. Și al doilea, de instanță morală. S-au mai încercat au mai fost niște încercări de astea. Asta alunecă foarte ușor către iacobinism, când încep să spun, deci Zahman e bun, sau poate nu mai e bun, depinde dacă mă supără pe mine, fac liste, unii sunt buni, unii sunt răi, și am auzit o formulare, am fost întrebat într-o emisiune, domnul Valeriu Nicolae, a cărui probitate morală este dincolo de dubiu. Ca ce? E Maica Tereza? Adică cine are probitate morală dincolo de dubiu? Omul are o agendă proprie în care are un cui cu conducerea și cu o parte din USR, cu oameni care la un moment dat a fost coleg, nu știu, în guvernul tehnocrat, de unde și-a dat și de acolo demisia și prezintă această variantă alternativă. Acum, pe mine mă interesează mai puțin. Eu mă concentrez pe ce am de făcut în lupta cu... Dar am vrut să explic acest... Mă bucur că mi-ați dat ocazia asta, pentru că niște lucruri rămase fără răspuns rămân... Domnule Drulă, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Am ajuns la final, însă foarte scurt vă întreb una din două. Trotineta sau bicicletă? Alegeți. Scurt. Trotineta. Highway to Hell sau drumurile noastre toate? Drumurile noastre toate. Klaus Iohannis sau Florin Câțu? Niciunul. Sarmale sau burger? Sarmale. Patriarhul Kiril sau înalt preasfințitul Teodosie? Al nostru. FIFA 98 sau Counter-Strike? FIFA 98. Jeff Bezos sau Elon Musk? Cred că Bezos. Colegiul Național de Apărare sau Școala Vieții? Școala Vieții mai degrabă decât chestia altă. Traian Băsescu sau Elena Udrea? Băsescu. SUA sau Canada? Canada. Atât pentru prima parte. Vă mulțumesc, domnule Drulă, încă o dată pentru prezența în emisiune și vă mai aștept aici la Insider Politic. După pauză, scriitorul Mircea Dinescu povestește cum așteptau miniștrii la ușa Elenei Udrea, probabil fără să știe că mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Revenim. Bun găsit din nou! Rușii îi iau pe scriitorii Ilf și Petrov. Noi îl avem pe turnătorul Petrov și pe Elena Udrea, fugită la bulgari. Rușii continuă războiul în Ucraina, motiv ca PNL să declanșeze operațiunea specială de instalare a generalului Ciucă în fruntea partidului. Alături de mine, ca de obicei, scriitorul Mircea Dinescu. Bine ați venit, domnule Dinescu!
Alegerea generalului face parte tot din romanele lui el și Petro. Un general în fruntea Partidului Național Liberal. Da, da, da. Ați fost surprins de această alegere? E totuși o primă victorie. A candidat singur și a ieșit pe primul loc. Eu mă gândeam totuși la povestea aia. Știi că era unul care a alergat singur și a ieșit pe locul 2. Cam așa e și cu generalul. Eu speram să nu iasă la vot. Să candidez singur și să nu iasă la vot. N-avea pentru cum. Că ai ieșit cu 90 ceva la sută. Nu, unanimitate. Nu, au mai fost câteva abțineri. Da, da. Deci e de necrezut. Eu nu înțeleg de ce, că nu avea nevoie de vot. Partidul Liberal, ca un partid, mă rog, fără prejudecăți și cu nu știu ce, putea să spună, doamne, ai ieșit cu 51%. Asta este, că mulți tineri nu sunt de acord să fie totuși un sau putea să un fie un contracandidat măcar din tot partidul. Da, nu pot să pricep, știi? Păi nu le-a fost frică că dacă e unul, cine știe? Chiar femeia de servici, știi, poate putea să iasă. Dacă chiar și președintele Klaus Iohannis, când a candidat în 2014, în vară, la șefia PNL, a avut un contracandidat, Ioan Ghișe, nu știu dacă vă mai amintiți de el. De Ghișe, da, a luat 10%. Mă rog, era mai... Da. Caricatural, așa, da, dar totuși... În fine, nu mai vorbim. Am tot discutat despre alegerea. Este trist pentru Partidul Liberal, după părerea mea, că nu era obligatoriu. Ei puteau să-l ia în partid așa, să mai stea câțiva, nu știu, și, dar ideea să-l faci și președinte pentru ce? Poți să-mi explici? E ca și cum el noaptea nu poate să doarmă din pricina doctrinei liberale care îl macină, îl frământă, înțelegi? Și are ceva de comunicat în legătură cu asta. Ori doctrina liberală, trebuie să spun că doarme în alt pat decât domnul general. În altă cameră. Nu mai sunt doi poli de putere, unul la Palatul Victoria și altul la partid. Da, e destul de trist, da. Și iarăși lui Iohannis îi trebuie, sunt ultimii ani, nu mai candidează, putea să arate că, domnule, poate să fie un premier care nu cântă la fereastra mea cu mandolina. Păi nu avea nevoie. Problema. Dar poate vrea să se întoarcă în fruntea PNL. Că aveam un prieten, un vânător, a murit fiiță în Aușoară, era o mare figură. Și vorbea aia, m-am lăsat de vânat, așa, nu mai am... Ați pasiune. Fost și vânător. În tinerețe, da, am avut așa o mică... și Dinică, vânătorul, era, spunea, se vorbea de Ceaușescu, nu știu cum a murit, că nu știu ce, că de ce împușca, că nu... Și ăsta Dinică, bă, Ceaușescu n-a murit de glonț, bă, a murit de limbi în cur. Și avea dreptate, că nebunia lui Ceaușescu a venit tocmai de la faptul că și el eșa... În unanimitate, nu în județe. Și nu există, nu poți să ieși într-un județ în unanimitate, că există 3-4 nebuni, unii care sunt contra, în fine. Sau unii care din adins nu te votează. Trebuie să există un gică contra. E, așa cum există înțeleptul satului, există și gică contra. E un personaj român, așa, de intrat în mitologie, nu? În fine, e trist, după părerea mea. Ultima întrebare despre PNL. Credeți că va fi candidatul PNL la alegerile prezidențiale, Nicolae Ciucă? Nu, nici pomeneală. Nu? Nu. Liberalii așa vorbeau. Am fost la congres și toți pe la colțuri spuneau... Ce se vorbește, nu? Ne-am ales și candidatul. Stai mă, dacă încă o dată el poate să aibă multe calități ascunse, dar astea care sunt la vedere nu-l fac... cât de cât plauzibilă o candidatură, adică un om care are un discurs fermecător, care are lipici la marele public, care e simpatizat de femei sau de bărbați, sau de... Nu există. El este un om băgat într-o pătrățică acolo, în acest sistem. Știi? Și Klaus Iohannis deci, avea aceste calități? Acolo nu mai poate să candideze singur toți. Vor fi mai mulți oameni cu personalitate, știi? E un mare risc pentru Partidul Liberal să îl placeze pe el. De fapt, ei totdeauna au avut niște chestii de-astea, mici găinării, ți-amintești? Odată cu Maria Munteanu, altă dată au mai avut niște... Da. Chiar și pe Klaus Iohannis l-au adus de la Sibiu. Doron Tronc, da, asta vreau să spun. Eu nu înțeleg, nu pot să pricep, știi, acești oameni. În fine. Domnule Dinescu, vă e milă de Elena Udrea? Păi, omenește, când știi că e o femeie care are și un copil și știi, n-ai cum să nu... patetizez o țâră și puțină empatie așa. Pe de altă parte, ea a jucat tare, știi? Ea și-a asumat într-un fel acest rol, știi? Că n-a fost o orfelină care s-a strecura în umbra zidului. A jucat mai tare ca Băsescu, într-un fel. Eu mi-amintesc că pe vremea când era ministresă la turism,
Am fost odată în audiență la ea pentru că aveam o problemă cu drumul ăla de la mine, la, din sat, de la cetate, era plin de hârtoape și spunea, domnule, opresc vapoare de la Viena la mine, fac degustări de vinuri, nu știu ce, mâncare și mai vin unii cu autobuzul. De facem de râs. O șosea 2 km. Primăria era de acord, dar știi, să stătea la coadă, în fine. Trebuiau să primească bani de la Ministerul Dezvoltării. M-a primit imediat pentru că mă simpatiza. De ce? Făcuse mișto de ea îngrozitor în revista Play cu Boy, scoteam pe vremea Play cu Boy, deci Play de acolo ați început să faceți mișto. Și a apărut odată ea cu lozinca aia lor... Fapte nu vorbe. Și am pus-o pe copertă cu sânii goi, așa era o, mă rog, o întrucaj de asta, așa, și de aia, lapte, nu vorbe. I-a plăcut foarte tare. Și a gustat tare. Gluma? A gustat gluma? A gustat gluma, da. Avea umor, să știi. Dar nu, altceva vreau să spun eu, nu de lapte. Era la coadă la ea, trebuie să spun, când ați fost în cabinet, audiență. M-am simțit pentru prima dată și eu mândru că nu sunt ministru să stau la coadă la Elena Udrea. Erau câteva personaje celebre în guvernul României, înțelegi? Care veneau în audiență la ea. Deci miniștrii care stăteau la coadă la ușa Elenei Udrea. Da. Chiar am rămas în Baconschi, de exemplu. Eu pe Baconschi l-am văzut așteptând să... Și pe mine m-a băgat înaintea lor, că o interesa laptele, nu vorbele, știi? Bine, ea era ceea ce era sindicatul pentru Partidul Comunist, cu reaua de transmisie a partidului către Băsescu. Băsescu nu avea audiențe. Totdeauna chef să asculte, știi? El asculta dimineața când îi se dădea pe masă tot ce vorbesc ăștia, oamenii importanți. Asta făceau serviciile. Așa, serviciile. Elena Udrea era un serviciu paralel. Exact, un serviciu paralel care putea să-i strecoare în ureche un uleiaș și așa, care să vină din partea doritorilor ăstora, știi? Deci a jucat foarte tare. Va rezolva problema atunci, Elena Udrea? Va rezolva problema? Asfaltat drumul? A dat telefon la primar. Domnule primar, faceți o cerere, nu știu ce. Într-adevăr, e o chestie că nu e de făcut o mânărie. Era un obiectiv, din păcate pentru Oltenia. Oltenia nu prea are obiective turistice, cum e Moldova sau, deși se cheamă cetate, e o cetate în care nu e un singur domnitor. Eu, fără cetate. În fin, fără cetate de cărămidă, așa. Am refăcut ruina aia, într-adevăr, fără să fie ruina Târgoviștei, a rezolvat. Deci, pac, pac. Deci era o tipă foarte eficientă. Într-o lume unde totul era, știi cum, ca la noi, așa. Se mai împotmoleau discuțiile. Deci, ea știe foarte multe. A fost singura interacțiune a dumneavoastră cu Elena Udrea? Mai știți când ați cunoscut-o sau când ați auzit de Elena Udrea? Nu mai țin minte. Cred că am mai cunoscut-o. Cred că a fost și la balul Academiei Cațavenci. Ea simpatiza cu genul ăsta de umor și nu știu ce. Și cred că o interesa notorietatea, știi? Că, de fapt, apropo, ce n-are săracul ăsta, generalul, și el n-are notorietate. Nu s-a bătut nici la Zmârdan, nici la Mărășești, să zici, domnule, uite, erou de la nu știu unde. S-a bătut în Afganistan. De la Termopilă, s-a bătut în Afganistan. S-a bătut pe Buci, pe ce să se bată? A condus batalionul Scorpionilor Roșii. Știu, mă, asta e marea chestie, s-a făcut atâta caz de românii. Ce să căutam noi în Afganistan? Ca dovadă că s-au retras și americanii cu coada între picioare din Afganistan și mai mult decât atât, știi că eu la un moment dat am spus, domnule, împingerea lui Putin în derizoriu, înțelegi, respins de toată Europa, de lume, nu știu ce, criminalul, nu știu ce. Bă, criminalul o să devină un magnet pentru tot soiul de țărișoare cu probleme anti-americanești. Săptămâna asta au venit talibanii, că vor și o ambasadă la Moscova, știi povestea, da? Nu știu dacă au făcut chiar ambasadă. Nu, încă nu. Da. Așa, dar a fost primit și, într-adevăr, o să facă probabil o ambasadă. Cred că altă țară, nu știu dacă are... Nu recunoaște puterea politică de acolo. Ia câtă, Putin va recunoaște chestia asta. Mâine va recunoaște mișcarea de rupere a zonei alea unde...
dintre Franța și Italia, de unde s-a născut Napoleon. Corsica. În Corsica, și poate să sprijine această mișcare. Deci e posibil, gândește în Afganistan. Afganistanul a terorizat lumea datorită faptului că un milionar pârlit, ca să zic așa, că am scris o poezie cu oligarhii pârliți, a finanțat Bin Laden, a finanțat și a speriat lumea. Gândește-te că unind cum e ăsta Putin, la furie, știi, va finanța tot chestiile astea. Și nu e un simplu milionar în... Are în debara câteva mii de focoase nucleare. Eu asta nu înțeleg, că aici, domnule, diplomația asta nu e așa, nu e o joacă, știi? E clar că a terorizat, terorizează Ucraina, nu știu ce, dar i-ar fi trebuit să folosească încă o dată. Știi că și dresori, există dresori de șerpi, dresori de tigri. Ar putea să existe și câțiva dresori de Putin, să-l facă să... Să lege-ne puțin, ca și ar vrea să-mi închid puțin asta acum. Poate vă sună Elena Udrea. Elena Udrea din Bulgaria, da. Așa. Nu e Elena. Mi-l închid. Cine ar putea fi acești dresori de Putin? Eu cred că există. Unul dintre ei era fostul cancelar al Germaniei, Schröder. Care este, deci, în conducerea Gazprom. Cancelar al Germaniei. Gândește că stă mai mult la Moscova sau unde are el acolo un șato, și s-a îmbogățit datorită faptului că a folosit relațiile lui ca să Rusia cu Germania să facă acel gazoduc, dar nu numai el, probabil că multe chestii. Mai sunt și alte afaceri, sigur. Deci există. Acum s-a făcut mare tapaj săptămâna asta că a fost cancelarul Austriei, știi? Și el a zis, domnule, totuși să oprească războiul, nu se poate, crimele. Noi nu știm ce a discutat, că asta e lumea, știi? Știi că să tot folosesc, domnule, ce cu Hitler nu se negocia, n-a negociat nimeni. A negociat chiar premierul Marii Britanii. Exact. Chamberlain a fost de câteva ori și era fericit, flutura hârtii. Uite că s-a dus la criminal în vizită, știi? Deci aici noi n-au găsit încă nici zăhărelul cu care stă pisicuța în picioare, nici biciul ăla care, că până la urmă mie mi se pare o chestie de cam jenantă. Păi dacă tu îi trimiți arme și de-astea de ultimă oră, da? Mai deștepte decât aia pe care le folosesc. Drone. Păi mai bine te băteai dracu cu el și liniștea. Adică ca, ori una, ori alta. Nu înțeleg, știi? Că nu că dar ar însemna spațiu. Adică eu îți dau ție un cuțit, dar eu nu mă bag. Înțeleg? Da, spuneți că NATO mai degrabă ar trebui să înceapă un conflict împotriva lui Putin. Ar fi trebuit să-i pună, băi băiete, vrei să distrugem lumea? Uite, suntem mulți. Și japonezii au arme inteligente, și francezii, și nemții, și englezii, și americanii. Rusia n-are cum să... E babau, așa, dar până să se dezmeticească, ăștia puteau anihila, după părerea mea, armamentul. Eu nu sunt pentru un război mondial, departe de mine. Deși eu am spus pe vremuri că am prins criza comunismului din plin, am prins și criza capitalismului acum, dacă prind și apocalipsa, mă consider un om împlinit. E o chestie să particip la finala... Finalul istoriei. Exact, da. Poate să arată pe ultima sută de metri Iisus, așa, zice, băieți, gata, am venit. În fine. Mai rămânem puțin în zona de politică externă. Alegerile din Franța vă îngrijorează? Ar putea să iasă Marine Le Pen președinte? Nu mă mai îngrijorează nimic, sincer să fiu. Că întotdeauna ne-am făcut iluzii cu oameni care păreau mai fini și nu știu ce, s-au dovedit niște mârlani. Sau mârlani care n-au fost chiar atât. Sigur că extremismul și naționalismul pe mine mă îngrețoșează, știi? Nu, n-am deloc această... Eu iubesc toate națiile și în egală măsură nu există popoare mai rele, că acum poporul cel mai rău sunt rușii, cum ar veni. Bine, noi am avut întotdeauna chestia asta. Trauma rusească. Deși Rusia până la 1800 și ceva ne-a ajutat, de fapt, să... Când a fost războiul Crimeei, cu turcii. Cu turcii, în fine. La 1850. Dar
era clar că, plus că vremea aia, dacă stăm să ne gândim ce erau generalii, ce sunt generalii de azi și ce erau, toți învățau de mici limba franceză, toți aveau bone, erau oameni cultivați, e de ajuns să citești Tolstoi, să vezi ce însemna lumea asta așa. Dar chiar din și generalii români. A avut ghinion cu țarii. Țarii au fost cam siniștri. Bine, în afară faptul că nu prea erau de sânge rusesc, nici erau poate câțiva, Petru cel Mare, deși cred că și el avea ceva sânge amestecat. Bine, ca și ai noștri, de fapt, că și Ștefan cel Mare a avut vreo 5 neveste, vreo 2-3 erau de-astea după în vecin, nu? Ca să nu vorbesc de țiitoarele lui, un șirag întreg, care l-a făcut să fie sfânt în Biserica Ortodoxă. De grabă curvariu și de grabă văsătoriu de sânge nevinovat, așa spune în cronicarul. În fine, deci generalii aia, când veneau generalii ruși în țările române și nu știu, toată protimpendal, toate cu conetele, că erau băieți frumoși, educați, stilați, în fine. Și când au ajuns după Napoleon, împăratul a făcut și un pod foarte frumos pe Sena, știi? Și de acolo vine în Franța bistroul franțuzesc. De la ruși vine, pentru că ofițerii care au ocupat Parisul ieșeau din râș și spunea: bâstră, bâstră, o vodcă mică, o șampanscă aia, pac, pac, bâstră, bâstră, bistro, bistro, bistră, și a rămas bistro franțuzesc, vine are de acolo, de la, după vremea lui Napoleon, da. Deci nu vă îngrijorează posibilitatea ca Franța să fie condusă de Marine Le Pen? Mă, toți ăștia care se dau, nu știu ce, la un moment dat, o lasă mai moale când ajung acolo, știi? E jenant să fii președintele Franței și să urăști metecii care sunt de câteva sute de ani în Franța și Franța a avut colonii, n-ai cum. E ca și cum ți-ai urâ femeia de servici, știi? Nu se poate. E inadmisibil. Dar ea s-a mai mulat așa pe situație. Nu mai e atât de vehementă, vehementă, da, cum era pe vremea tatăl ei, care era mai prostănac. Ea nu e proastă deloc. Dar și tatăl ei a ajuns în finala prezidențială. Da, dar el era mai boșmorogi, așa. Era chiar antipatic, știi? Era prieten cu Vadim Tudor. Evident. Da. Dar ea e, are un discurs inteligent, este fermecător, că de-aia și luat atâta. Deci e la 4 puncte diferență. Dar interesant că comuniștii francezi nu vor cu ea, știi? Chiar au spus nu, să nu, da, votați nu, pe Marine Le Pen. Ceea ce extrema stângă versus extrema dreaptă. Se vor pupa, o să vezi că va lua voturi de la comuniștii Marine Le Pen. Apropo de Marine... Întotdeauna comunismul, până la urmă, pe dedesubt și în Germania, pe vremea lui Hitler, știi? Și la noi, mulți dintre legionari au devenit legionari, nu fi trist, legiunea merge înainte sub Partidul Comunist. În primii ani au fost foarte mulți legionari care au făcut carieră în lângă Partidului Comunist. Domnule Dinescu, în 2000, în anul 2000, când am avut și noi un candidat de teapa lui Marine Le Pen, Corneliu Vadim Tudor, și în final a fost Iliescu versus Vadim Tudor. Ați fost la vot? Cred că am fost. În general nu mă duc la vot, că deși trebuie să-mi exercit dreptul, dar uneori mi-a fost. Cred că atunci a fost, deși eram convins că o să iasă Iliescu. Mi-amintesc că am avut o discuție cu Hurezeanu. Cu Emil Hurezeanu, da. Și am spus: Emile, o să vezi că vine Iliescu după Emil, că Hurezeanu l-a sprijinit pe Emil Constantinescu. Băi, zic, ăsta aruncă iar România în brațele lui Ion Iliescu. Nu, nici pomenale, nici pomenale. Și uite că s-a întâmplat, știi? Dar v-a surprins anunțul lui Emil Constantinescu de a nu mai candida pentru al doilea mandat? Bine, a fost patetismul ăsta de trei lulele. M-au învins serviciile. M-au zis serviciile. Păi poate el nu auzise că un președinte al României răspunde de servicii. Și Emil Constantinescu, ca toți președinții României, și Ion Iliescu, și Emil Constantinescu, și Băsescu, și Iohannis, l-au mărit gradele multora dintre bătrânii securiști, tot timpul a gândit la serviciile fiecare dintre ei, înțelegi? Ce înseamnă că te mănâncă serviciile? Uite, și Băsescu l-a mâncat, deși era cu serviciile, au stat bot în bot cu toți generalii de la servicii. Și uite că până la urmă, în fine. Dar, pe de altă parte, e ridicol. Atâta vreme cât tu poți să schimbi
capii serviciilor secrete și să-i mai zdruncin așa puțin, niciunul n-a făcut. Și când a venit, a ținut loc de președinte Crin Antonescu. A fost președinte interimar. A fost președinte interimar. Și el, ca fraierul atunci, a zis că el nu va face nimic. I-a spus, eu eram în relații bune cu el și am spus, Crin Antonescu, ce e asta că tu te-ai gândit și, domnule, cât ție așa, schimbă șefii serviciilor, zdruncină sistemul, că poți, în alea 3 săptămâni cât ești acolo. Avea dreptul, înțelegi? Ținea loc de președinte și avea absolut toate atributele unui președinte. Și ce v-a răspuns Crin Antonescu? Nu știu, nu, el era totuși... Era mai democrat mai în gândire. Așa, da, da, a greșit, știi? El se aștepta să fie ales el președintele României? Eu nu să știe și pe el dacă nu l-au strâns puțin serviciile, ca cum îl strâng acum și pe Băsescu și în fine. Cu fuga Elenei Udrea în Bulgaria și cu această decizie a Curții Supreme de turnătorie a lui Traian Băsescu, se închide o epocă? Nu. În ce sens crezi că se închide? O epocă politică. Acești doi oameni au condus România timp de 10 ani. Păi și ce? Au fost cei mai puternici. Și Iohannis și-a făcut. A condus și el. Încă mai e la putere. E la putere, conduce România. Mai tare decât că Băsescu s-a mai certat cu câte un prim-ministru. Înțelegi? Dar la Iohannis nu se pune problema. El conduce. Dacă mâine Iohannis vrea să pună pe Florăreasa de la Colț, de la Cotroceni, ministra culturii, o pune, ca pe vremea lui, lui Ceaușescu. Deci, să știi că culmea e că singurul care nu s-a băgat la Florăreasa a fost Ion Iliescu, ca fraierul, printre altele, pentru că, într-un fel, ăștia și-au făcut de cap sub el, foarte tare, știi? Dar el avea chestia asta, președintele, îi plăcea, era fericit că e președinte. La început n-a fost, că el visa totuși comunist cu față umană, știi? N-a apucat, a făcut capitalism inuman. El a pus piatra de temelie a comunismului nostru inuman, a capitalismului, și au continuat băieții. Domnule Dinescu, povestează că ați stat la coadă la ușa Elenei Udrea, dar la ușa Elenei Ceaușescu ați stat la coadă? N-am fost niciodată în audiență nici la Elena, nici la Neanicu, dar Ceaușescu avea din când în când chef să se vadă cu scriitorii. Eu am debutat foarte devreme, la 21 de ani, am luat premiul de debut al unui scriitor și am intrat și în unul scriitorul. Eram glorios așa la tinerețea mea și am fost ales în Consiliul de Conducere a unui scriitor care se alegea în mod democratic, în vot secret. Am fost în Consiliul unui scriitorilor până m-au mazilit așa la bătrânețe. Dar am participat la 2 întâlniri cu Ceaușescu. Îi plăcea să se dea mare, că el iubește cultura, știi, și avea, am mai povestit, dar e simpatică, că avea, de 2 ori l-am văzut și tocmai spunea, tocmai citesc Piarii Pilii Vântului. Acest scriitor american a scris o singură carte. Valoarea contează. De-aia dumneavoastră a trebuit să scriți despre popor, de și o dădea pe aia, știi? Ideea lui era că trebuie să scrii o carte, poți să ai și o singură carte și să fii valoros, nu să scrii mult, așa și... Domnule Dinescu, ați venit cu o cărticică la dumneavoastră? Da, cu cărticică, da, nu, dacă... da, e o cărticică, când se... dacă ai văzut filme chinezești, când se deschidea asta, se lumina ecranul în roșu. E carnetul de partid. E carnetul de partid. O secundă, o să vreau să-mi spuneți această poveste după o scurtă pauză, da, de publicitate. Dar vreau să spun ce numărare. Spuneți. Carnet de partid numărul 2.038.464. Ați fost al numărul 2. Gândește că eu am intrat în 1978, destul de la 28 de ani. Cam târziu pentru un tânăr membru de partid, dar după aia am mai intrat încă patrăția. Au fost vreo 5 revoluția. Milioane. Unde or fi acei domni? Nu știu. Ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate. Ne-am întors. Domnule Dinescu, cum ați ajuns membru de partid? Eu am lucrat întâi la revista Luceafărul și pe urmă am lucrat la România Literară.
și s-a dat o lege în presă, nu mai aveai voie să fii redactor la o ziar și România Literară, era, toate erau ale Partidului Comunist Român, ca zic așa, și trebuia să fii membru de partid. Am intrat cu odată cu Marin Preda, care era director editurii Cartea Românească și nu fusese membru de partid. El care scrisese totuși nuvele cu Țăranii, cu așa, nu cuze compromisuri, dar în fine, era scriitor național, ca să zic așa, o valoare. A intrat ca să rămână director al editurii Cartea Românească. Editura la care eu am scos toate cărțile, 10 cărți pe care le-am scos, numai la Cartea Românească. Marin Preda v-a convins să intrați în partid? Nu. Păi mi s-a spus, Dinescu, nu ești membru de partid, ce faci? Așa. Bine, nu. Acum să spun ceva. Lumea și chipul, domnule, erai membru de partid, adică... Făceai politică. Da. Era implicat. Gândește, dacă eu am intrat al 2.384.000, membrii partidului erau cam 5 milioane la un moment, adică tot ce muncea pe acolo. Unii aveau într-adevăr dosare nasoale și nu puteau să intre, alții nu știu ce, au fost foarte mulți care au refuzat, au fost și oameni care au refuzat, pur și simplu. Și era dreptul lor, n-au făcut carieră, nu puteai să faci carieră dacă nu erai membru partid. Dar pe de altă parte nu însemna nimica, deci ce însemna? Era forța de muncă și intelectuală și era un Partidul Comunist Român. Nimeni nu se gândea că vine capitalismul în România și începe o altă mișcare. Deci 89, gândește, a prins 22 decembrie cu 4 milioane de oameni care aveau carnetul ăsta. Mie mi-a rămas întâmplător carnetul. Am povestit data trecută. Dar mai aveți o poveste foarte interesantă. Dar mai am povestit cum ați făcut fotografia. Ați povestit partid, data trecută în particular. Trebuia o poză făcută într-o dată de fotograf lângă Piața Amzei, special unde se făceau pozele pentru pașapoarte. Era foarte aproape de sediul pașapoartelor. Nu era asta problema, dar era singurul loc oficial. Nu se făcea oricine poză pentru pașaport. Pe vremea aia pașaportul nu se ține acasă. Te ducea la miliție, ți-l dădea și când te torcea a doua zi trebuia să-l depui așa. Carnetul însă, dar era cum ar veni, domnule, poză oficială. Și eu m-am dus când să intru în partid să-mi fac poză pentru carnetul de partid. Am intrat, era un domn tiner așa, bună ziua, ce doriți, aș vrea o poză pentru carnetul de partid. Păi zice, spune, nu se poate. Cum de? Păi ce, n-aveți cravată? Păi domnule, stai puțin, eu nu port cravată. N-am purtat niciodată cravată. Păi zic, să arăt altfel decât sunt în realitate, vreți dumneavoastră, eu să fiu pe un carnet de partid cum n-am. Zic, dar să vă spun ceva, stimate domn. Păi dumneavoastră credeți că ăia, ilegaliștii care au făcut Partidul Comunist, credeți că purtau cravate sau... Că aveau cămăși de muncitor, salopete, nu era nicio problemă. Și până de altfel, nu-i mai bine să fie mai colorat, așa, lumea, zic... Să nu fim toți cu cravată. Da, neapărat cu cravată, dar eu nu port, zic, cravată. E un fals, pun o poză falsă. Ce ne pare rău, nu se poate, ce avem noi recuzită, avea cravată cu zgârci. Uite, aici e un nod ăla de, era o cravată de aia, când dădeai drumul așa, bang, cădea în nas. Păi nu, trebuia să duc poza, nu știu ce, am acceptat chestia asta, am mai zis, eu am mai făcut ceva mișto, înțelegi? Și, în fine, cum vă numiți, notează ăla, nu știu ce, veniți peste 3 zile. Și ies din Piața Amzei, o cotesc pe o străduță spre Eva, așa, și mă trezesc, mergeam pe trotuar, că o frână bruscă, un aro, cu un major de miliție, cu încă doi soldați în termen de la mea ei. Sunt de jos, ăla, bună ziua, ce actele dumneavoastră? Eu mă uit la el și am așa o revelație. Poftim? Vă rog să vă legitimați. Zic, stimate domn, zic, ați început ca în anii 50. Stalinismului să luați lumea de pe stradă, zic, eu știu ce s-a întâmplat, de ce mă căutați de acte dumneavoastră. Turnătorul ăla de la toneta cu fotografie. De la aia de fotografia, din, așa, probabil informator al dumneavoastră, așa. Zic, arătați și mie legitimația dumneavoastră și vă arăt și eu pe a mea. Ăla zice, major, nu știu care, bun. Zic, domnule, uite, el văzând că sunt cam tare în gură, așa, se uită la buletin, ce meserie aveți? Domnule, sunt scriitor, zic. Sunt un scriitor care
Vrea să intre în partidul vreau comunist. Să intru în partid și dumneavoastră vreți să mă arestați. Nu, domnule Iescu zice, a, sunteți din Ialomița, și eu, să știți că și eu sunt tot din Ialomița. Ce a fost o confuzie, poftiți înapoi. Zic, domnul, ia stai puțin. Domnul Maior, dacă eram eu un pârlit de muncitor la uzinile 23 august, cu ei am spus dobitocul ăla că nu vreau să port cravată, că clasa muncitoare nu are nevoie de cravată, nu muncește cu cravată și eu nu port de felul meu așa. Nu. Și i s-a părut că în jur este Partidul Comunist. Nu, ce nu, a fost o confuzie. Nu, stați, nu plecați. Dacă era un muncitor, îl băgați acolo în mașina dumneavoastră și luați la bușul măgii și nu mai intra nici în partid. Nu, să știți, ne-a părut bine, nu știu ce, și a tulit-o așa. Așa am intrat eu în Partidul Comunist cu mașina de poliție deschizându-mi drumul. Dar turnătoriile mergeau chiar atât de jos? Turnătoriile mergeau, păi, ca dovadă că totul era... Bine, ăla era, îți dai seama că veneau oameni care pașapoarte, chestii, să știa cine cere, cine vrea, cine... În fine, până altele, ăla... Putea să nu fie nici membru partid. Știi că marea majoritate, am vorbit și data trecută, marea majoritate a informatorilor au fost nemembri de partid, pentru că, ca să fii turnător, dacă erai membru partid, trebuia comitetul de partid să-ți aprobe chestia asta. În rest, erau oameni, marea majoritate, vulnerabili. Fie aveau rude în pușcărie, în vechiul sistem, fie erau, să zic, homosexual și îi prindeau la înghesuială și nu știu ce, adică erau, securitatea a mers pe chestia asta. Sau aveau un copil nerecunoscut, am auzit și astfel de cazuri. Cam oameni cu probleme așa. Restul erau fie oameni de sprijin ai securității, cum a fost Duda, de exemplu, știi, prințul la Iași. Și erau cum ar veni, nu era chiar informator, erai un om care să discuta. Erai din anturajul securității. Da, adică un om de încredere care... Bun. Cum de nu l-ați ars, domnul Dinescu, după Revoluție? Că mulți oameni și l-au rupt și l-au ors. Păi, da, bine, atunci a fost rugurile pe care Partidul Comunist a luat foc. Nu mi l-a ars pentru că am rămas cu el, pentru că n-am avut timp, am fost arestat la domiciliu și am povestit cu Vasile Băran, care săracul voia să-mi bilea, și un document pentru asta. Să spun ceva, organizația de partid de la Uniunea Scriitorilor a fost desființată. Eu, pe mine m-au dat afară organizația de partid de la România Literară, dar înainte am fost, erai membru a un scriitor, erai în organizația de partid a unui scriitor, unde erau vreo 600 de membri. Când aveau loc ședințele de partid la Uniunea Scriitorilor, intrau în trepidații activiștii de partid, că erau ăștia bătrânii staliniști, care... Ilegaliști, care erau, mâriau. Nu mai aveau ce pierde. Unii erau bătrâni, 80 de ani, nu știu ce. Și pierduți fuseseră scritori glorioși, cum era Dan de Șliu. Dan de Șliu, în anii 52, era considerat Mihai Eminescu. Când era prezentat delegații sovietice, activiștii de la Uniunea Scriitorilor îl arătau pe tânărul Dan de Șliu și spunea Naș Eminescu, Eminescu nostru era de Șliu, care scria poezii de-astea cu minerii de la Maramureș și cu tot soiul de-astea croșetate, așa. El nefiind lipsit de un oarecare talent, așa că mai târziu la bătrânețe, în perioada când ne găseam în organizația, scria mult mai liber și mai nu știu, era un tip foarte inteligent, era actor de meserie, nu era un analfabet, cum au fost mulți de ăștia băieți de minci și mâncători de rahat la Uniunea Scriitorilor. El era un tip inteligent, știi? Și un talent de actor, în fine. Bă, când vorbea de Șliu și spunea, stimați tovarăși, eu am fost coleg cu tovarășul Nicolae Ceaușescu în 1949, când răspundea de Scânteia, de ziarul partidului. Și mie mi se părea că el era un tânăr așa, pe care iubea cultura și nu știu ce. Ce se întâmplă acum nu e în regulă. Cultura a ajuns cenușăreasă, nu știu ce, înțeleg? Mamă, ea... Era un nu mai dovedeau să scrie. Da, nu, băi, ce dracu... Așa... Dacă se întâmpla, eu știu, o chestie, cum am, cred că am povestit-o, a fost pus un redactor șef la Lucea, da, fără să fie membru al Scriitorilor. Protest, nu știu ce. În ședințele de partid se vorbea mai deschis, că era ideea, eu însumi am anunțat în 1900, cred că era 82, am spus, ne-a nicu într-o nebunie la un moment dat,
a dat un decret. Se desfințează cenzura în România. România socialistă și scritorii și au ajuns la un așa nivel înalt, înțelegi, de conștiință, încât nu mai e nevoie de cenzură în România. Mamă, să vezi ce omagii, ce mari scritorii, care simate tovați. Prima țară comunistă din lume în care nu exista cenzura. Pentru că până atunci dădeai versurile la o editură, manuscrise, bătute la mașină. Apropo de mașină, știi că era înregistrată avea la poliție. O mașină deschisă, înseamnă că s-ai permis de portar, mă, că în fiecare an mergeai la miliție și băteai caractere literelor. Că mai apăreau manifeste de-astea bătute la mașină și alea să știau după claviatura aia, în fine. Ori manuscrisul pe care îl predai redactorului de la editură se ducea la cenzura, care era la Ministerul Culturii. Era o secție, era un etaj acolo. Și la cenzură erau citit de cenzori. Și acolo erau cuvinte tabu, n-aveai voie să spui foame, frig, căcat, sex, în fine. Și căutau și anumite șopârle la adresa sistemului, așa. E, ori tu ca autor aveai de face cu cenzorul. Deci se întorcea, încă nu se întorcea cartea, dar te anunța redactorul, domnule, trebuie să mergeți că sunt 7 poezii cu probleme, nu știu ce, fie să schimb titlul, fie să fie scoase. Și atunci mergeai și îl vedeai pe cenzori în carne și oase. Erau în general foști activiști de partid dați la munca de jos, cam cochetau cu literatura și ei, unii erau foarte de treabă, trebuie să spun, unii erau, dacă erau mai prostovan sau mai ticăloși, în fine. Dar eu am nimerit... cum să zic, oameni cât de cât umani, și adică era unul, mi-amintesc, îmi pare că nu mai știu cum îl cheamă, care era prozator și el, știi? Și am dat o carte, cred că proprietarul de poduri, am avut primele mele poezii mai contondente și mai târziu, cred că am recitat aia cu dosarul meu crește ca pâinea bună, știi? Vorbeam despre dosarul la securitate. I-a plăcut tipul, știi? Și când am plecat azi, felicitări, bă, nu-mi dădea drumul la mână, îi plăcea, știi? Erau și ei oameni, stăteau și ei în case unde era fric, se atingea și la ei lumina la ora 9 seara. Unii dintre ei nu erau sluși de-astea, pur și simplu devotate erau partidului. Oameni, știi? Unii dintre ei, am spus. Dar când Anicu a desfințat cenzura, eu de atunci am avut probleme, pentru că în realitate, cenzura n-a fost desfințată. Nu mai se numea cenzura, se chema direcția pentru tipărituri. Și aceiași oameni îl schimbau, cum și-au schimbat aia de la poartă după Revoluție, în loc de miliție, scrie poliție, în loc de securitate, SRI, în fine. Și atunci ei bifau poeziile care erau nasoale, trimiteau manuscrisul la editură și redactorul carte spunea, Mircea, știi, 10 poezii n-au primit aviz, că spunea un ștampilă. Și eu atunci am spus, stimate prietene, dar la întâlnirea cu scriitori, tovarășul Ceaușescu ne-a anunțat că s-a desfințat cenzura. Eu nu pot să fiu un scriitor cenzurat într-o țară fără cenzură. Drept care, o să auziți ce vreau să fac. Și la ședința de partid din acea săptămână am spus, stimați colegi, toți știți că tovarășul Ceaușescu, așa, într-un gest de o... mărinimie și de... a desfințat cenzura în România. Și am fost anunțat la editura Cartea Românească de Florin Mungu, redactor în carte, că mi se cenzurează niște poezii. Eu nu pot să accept această poveste și dacă nu o să-mi apară cartea cu cele 10 poezii, o să-mi pun un afiș pe piept, un carton legat de gât, în curtea unui scriitorilor, că sunt un scriitor cenzurat într-o țară fără cenzură. Bă, a început să foi. Atunci au apărut primii securiști pe la mine pe stradă. Și am anunțat peste o săptămână. Când plecam dimineața, băieții după mine, nu știu că le era frică să nu se audă la Europa Liberă. Eu am spus, domnule, eu anunț asta în ședință de partid. Să știți, n-am spus că anunț la Europa Liberă. Să nu spuneți că... Bă, și cu o zi înainte de ziua fatidică în care trebuia să vină o coaia pe piept, m-a chemat Florin Mugur și ce Mircea, uite, stă la... cât tovarăși de la Ministerul Culturii, nu știu, ne-am gândit la o soluție. Păi care? Păi ce o să vezi așa? Și acolo a venit un an, așa, uite, ne-am gândit în acele poezii ați fost în străinătate? Am fost, am spus, eu n-am.
să spune că nu le-a scris în România. Și să puneți orașele pe unde ați fost, așa, știi? Au făcut un soi de compromis. Era unul de la Securitate mai, unul de la Ministerul Culturii, unul de la municipiu, vreo 5 ani. Ca și cum le-ați fi scris în Germania, da, sau în Franța. Da, și asta am scris. Și o poezie celebra mea era... Nu mai e bere la berărie, am spus-o, da, la tine spus-o. Vreodată, am spus aia cu German. Am pus, unde nu e bere? La Berlin. În Germania, nu, cred că am spus München, că acolo e mama berii, știi? Avem o poezie, ultimul minut, domnule Dinescu, da. Și aș vrea să citiți poezia pe care a scris-o în urmă cu 6 zile, Balada oligarhilor părliți. Da, pentru că oligarhii au intrat în viața noastră, nu mai putem trăi fără existența lor, am scris această poezie, Balada oligarhilor pârliți. A apărut pe Facebook. Noi suntem oligarhii suferinții. Întâi ni se vor confisca părinții ce au ancorat prin valuri delirante în porturile lumii celelalte. Apoi vom fi ademeniți la bancă să ne atârnăm la gât câte o talangă, căci nefiind clienți cu pedigrii, ne îndepărtăm prea mult de datorii. Și risipiți ca oile pe luncă, să știe un să vie să ne mulgă. C-am profitat, văzând cât de distrații-s, și-am mers pe stradă pur și simplu gratis, în loc să ne plătim cum se cuvine impozitul pe zumzetul de albine și taxa pentru scărpinat în nas și locul rezervat la parastas. Că avem ascunse în creierul cel mare depozite adânci de disperare și pitulată în creierul cel mic pădurile cafele la ibric prin care am rătăcit o viață întreagă, bieți oligarhi pârliți de țară bleagă. Mulțumesc, domnule Dinescu, am ajuns la final. Atât pentru astăzi, ne revedem duminica viitoare la o nouă ediție Insider Politic. Până atunci, gândește cu mintea ta. Insider Politic. Acest program este disponibil și